Fraților, ar veni cu un vlog. Din nou azi noaptea a nins și încă mai ninge, nu știu dacă de pe filmare. Mi-am pus mâncare la porumbei. Acum le-am pus. În acest vlog vreau să vorbim puțin despre canalul Eddie Pigeon. Hai despre aia, că mănâncă și mai târziu, că oricum îi las. Nu o să filmez mult. Așa. Bă, hai că mâncați mai târziu. Gata, gata, hai. Dacă vreți să mâncați voi cât filmez, treaba voastră. Bun, stai la ciulea. Bă, fraților. Deci, am văzut că sunt 57 de like-uri la vlogul de ieri. Deci se pot strânge like-uri, nu? Deci se pot strânge like-uri. Deci până la urmă, view-urile nu mă interesează. Pentru că la view-uri pot să intru și eu de 100 de ori pe videoclipul meu și pot să-mi fac view-uri. Normal like-urile, că suntem totuși 312 abonați și de 20 de like-uri pe fiecare videoclip, mie nu-mi convine. Na. Deci hai măcar 40 de like-uri la fiecare vlog, măcar. Oricum, am zis că dacă continuăm în stilul ăsta, chiar că nu mai postez, că n-are, nu știu, pentru mine, pentru 20 de like-uri n-are rost la 312 abonați. Nu, deci chiar nu are rost. Pentru mine la 312 abonați să am câte 20 de like-uri pe vlog. Da, deci am văzut că să-mi ține 7 like-uri, repet. Deci se poate strânge. Am văzut că mai am un vlog și cu 67 de like-uri, deci se poate strânge până la urmă. Da, am văzut că voi nu vreți să dați like. Da, și pentru un coleg, că stau eu așa, aici, ca șmecher cu cel, frate, ți-am zis că nu mai am loc în voliera asta. Și na, deci nu mai am loc. Și chiar că n-am cum să stau. Voliera nouă, v-am zis că vreau să mă apuc de ea, dar dacă avem zăpada asta peste noi, dracu stă afară acum. Sincer, acum, mai bine, mi-a zis tata că, bă, putem să o facem, dar lasă dracu, e zăpadă totuși, uite, e frig. Nu putem să stăm noi afară acum să facem voliera. Domnule, bă, că o fac și în martie, chiar și la vară pot să o fac, că nu mi-e greu mie. Eu stau și aceea, nu mori încă 2 luni. Au stat ei 3 ani și nu mai stau ei 2 luni. Ne. Na, deci, cam asta a fost vlogul de astăzi. Vlogul ăsta, deci haideți să ne 40 de like-uri. Dacă vreți să mai continui, deci, până la urmă, v-am zis, view-urile nu mă interesează. Că, v-am zis, și repet, pot să intru și eu pe un vlog de-al meu de 5 ori și mi-am făcut 5 vizionări. Deci, haideți să dăm măcar 40 de like-uri, măcar 40. Totul, s-au strâns 57 de ieri până seară, deci se pot strânge și 40. Oricum știu că unii sunteți hateri, normal că dați, că mi sper că sunteți 3 care mi-au lăsat în comentarii la vlogurile anterioare, de acum 3-4 săptămâni am văzut și vloguri de mai demult, chiar de luna trecută, cu hate-ul că, oh, că ce titlu de rahat, că, oh, ai porumbei de nu știu cum, oh, că ai porumbei praf. Bun, hateri, chiar nu mă interesează. Avem descrierea canalului, nu mă interesează hate-ul, deci puteți să veniți cu hate cât vreți și, na, chiar nu mă interesează de voi care veniți cu hate. Na, deci cam asta am vrut să vă spun eu. O să mă duc acum că am înghețat apa iar, o să le pun apă călduță. Stai macia, că te ia uliu. Deci hai să ne 40 de like-uri la acest vlog și postez unul nou. Deci v-am zis, dacă nu se în acest vlog, măcar 40 de like-uri. Ultimul vlog va fi ăla cu promovări din câte am zis, care va apărea mâine. Nu știu ora, dar o să-l fac. Oricum am văzut că sunt decât 12 comentarii și na. Sunt decât 12 comentarii și alea imediat. Bun, deci dacă fraților încheiem vlogul, hai să strângem măcar 40 de like-uri. Nu vă dau pretenții că bă, hai să strângem 100. Sau eu știu câte like-uri, 60 de like-uri, 70. Nu, bă, măcar 40 de like-uri să fie acolo. Bare. Deci, eu am fost Eddie Pigeon. V-am salutat. Pa, pa!